apă ca cu Brigitte, auzi. Eu știu mai mult ca mine, că știu eu, vezi? A apărut pe Facebook. Tu nu, eu n-am Facebook. Nu? Nu. Nici... În contul dumneavoastră? Nu. La mine a apărut? My love, don't need, nu aveți nevoie de altcineva, eu. Soție. Eu asta, asta a scris. Minte, m-a pus să... Da, era acea fotografie de pe Facebook. M-a pus să-i opresc, stai un pic, m-a pus să-i opresc acum 24 de ore, adică... exact înainte de eveniment. Înainte de eveniment cu vreo 18 ore. Mi-a spus că nu mai vrea să le aibă pe telefon nici Facebook-ul, nici Instagram-ul, că își ocupă foarte mult timp. Dar noi cu o seară înainte am fost la un restaurant împreună cu prietenul lui și prietena lui și acolo respectivul ne-a făcut o poză și eu am glumit. Am hashtag, am zis masă de despărțire și el s-a supărat foarte tare și a scris prietenului asta. Am înțeles. Așa, și el s-a bucurat. El, probabil, având relația care o are în paralel, eu astăzi și acum, având în vedere că am discutat și la pauză cu el, doresc să fie fericit. Acum? Da. Ce ți-a zis? Am terminat-o. Asta ți-a zis? Asta, acum, în pauză? Da, da. Dar eu n-am de ce să ascund lucrurile care au fost, adică cum ar fi fost tu să-mi fii să-mi spui că astăzi s-a întâmplat ceva, iar eu să zic nu, iar tu să zici uite aici, poftim video adică sau ceva, te-a registrat cineva, uite era în stradă și ați făcut. Adică eu cum aș fi fost să vin acum în direct să spun ție că nu am avut o discuție cu el și tu să-mi pui în față o filmare în care eu mă certam cu el și n-aveam de unde să știu ce știi tu și nu puteam să spun că n-am făcut dacă chiar s-a întâmplat. Adică eu nu sunt genul care să mint, dar dacă tu m-ai pus întrebarea și mi-ai spus știu chestia asta, era acolo să zic, vai, nu e adevărat că am făcut plăcinte acasă. Putea dacă s-a întâmplat asta, mi s-a părut penibil. Ți-am spus ce mi-a zis mie un taximetrist. Dar nu mi-ai spus, că nici nu mi-ai spus că ți-a un taximetrist, că tu ai auzit din sursă, nu știu ce, Și eu nu puteam să spun nu, pentru că puteai să spui poftim filmarea. Da. Și ce era să fac? Adică eu am fost cinstită. Te-am întrebat doar ca să verific. Scuze-mă că zic, dar eu am fost cinstită pe faptul că nu cred că vreodată am fost mincinoasă. Adică... Da. Acum, hai să fim sincer, că... nu asta e cel mai grav, nu asta e cel mai grav pe care tu l-ai spus aici în... Eu îi urez fericire, atâta pot să spun, mai ales discuția pe care am avut cu fata aia, sper fata aia să-l facă fericit, e liber, s-a terminat, urez să fie fericit. Probabil o fată de 24 de ani o asta să... Asta e o altă premieră pe care nu ne-o doream, sincer. Da, păi n-am ce să zic. S-a terminat în timpul emisiunii relația. Dar nu-i vă rog, s-a terminat, am discutat cu el, mi-a să nu mai sunt niciodată și asta este, adică... Eu ce era să fac? Eu am venit să vorbesc despre mine, care am plecat în Italia să aduc colecțiile, etc. Noi vrem etc. Despre cu totul Ilie. Altceva. Am încercat să-l sunăm pentru că... Și tu m-ai luat că s-a întâmplat scandalul ăla și eu cum era să zic, da, nu e adevărat, nu eram eu. Mi se pare eu, că adică... în toată povestea asta este atât de multă frustrare, dar totuși cred că este și sentiment mult în continuare. Încât voi nu cred că ați reușit să vă așezați, să vorbiți civilizat și matur, față în față la o masă. Dar nu mi-a și acum ce a spus, așa cum ar trebui. Un eveniment, știi? Și a spus că s-a împăcat cu mine când eu înțeleg în reacția lui acum o reacție la nervi, de parcă n-ar fi știut ce s-a întâmplat în relația voastră până acum. Scuze-mă, Dan, ieri când eu n-am mai vrut să merg pentru că îmi punesem, dusesem gene și m-am enervat pentru că cu o zi înainte mă machiasem și nu era... Da, este aberant să se supere acum pentru că ai zis tu că te-ai mai certat încă o dată în public după atâtea și atâtea lucruri care s-au întâmplat. Tu nu vezi ce a răspuns el în emisiunea când i s-a pus că el nu s-a împăcat și chestiile astea? Tu nu înțelegi că el are cui să dea explicații? Adică eu dacă aș fi avut o relație acum, eu n-aș fi spus că m-am împăcat cu Ilie. Adică nu mi se pare normal. Adică eu am recunoscut că m-am împăcat cu el. Să spun și să te liniștești că nu faptul că s-a aflat că te-ai mai certat astăzi la nu știu câta oară este dar motivul de despărțire. Dar tu nu vezi ce a răspuns omul la interviu? Asta a spus spune, că el nu s-a împăcat pentru că el e cu alta, înțelegi? Și să nu sufere aia. Păi și atunci de ce face pe supăratul acum? Pentru că el a vrut să joace, nu știu, dar eu sunt șocată de tot, dar am vrut să văd reacția lui, uite ce reacție are, adică pe bune. Eu nu înțeleg de ce nu mi-a dat divorțul, asta nu înțeleg. De ce nu alții aș pe mine să fiu fericită? Pentru că îți dai seama că nu poți, căsătorită cu Ilie, să începe o altă relație. Repet, chiar mi-aș dori să vorbesc cu Ilie, că vorba adică, aia, am vorbit veri întregi cu el la Caelia. Și da, e normal, ar fi frumos să intre acum pe telefon și să vorbească, dar nu vrea probabil să... Da, poate ajută, ori poate lămuri niște lucruri. Adică pe bune. Păi de asta spun. Ori nu merge, adică nici să ții o femeie așa, pur și simplu, nu cum suntem noi de un an de zile,
eu nu știu, eu chiar îmi doresc să fiu fericită cu el sau dacă nu, măcar singură sau cum o fi, înțelegi? Nu, dar nu poți important. Să stai în situația asta în care să stai tot timpul. E foarte important că tu dorești să mai fii fericită cu el. Adică e foarte important frică și pentru că el. Mai sunt încă 5 care se râd pe la spate. Gândește că fata aia îmi punea microfonul în gură și eu spuneam ca proastă că Ilien spune mie, mai și spuneam, a venit Ilie și mi-a spus că nu găsești o femeie ca mine. Eu ce fraier, adică pe bune. Și că Ilie... tocmai celei pe care o găsiți. Da, deci pe bune, sunt sigură că veniți și aia să mă întrebe. Adică pe cuvântul meu, aiurea, adică cum am simțit-o după ce am aflat aici că... Aici vorbeam eu de umilințe dinainte. De ai înțeles? Da. Adică eu mă duceam pe la evenimente după ce... Că Ilie tot îmi spunea, măi, eu nu găsesc ca tine, toate sunt niște proaste, toate vor mașini, toate vor nu știu ce, toate vor aia, toate vor nu știu ce, toate vor tot, tu ai luptat, tu... Ai avut, ai făcut, am făcut împreună, te apreciez, ești o fată deșteaptă, am creat împreună, pe tine te iubesc, eu vreau să stau tot. Păi, pui mei, și acum mă trezesc că de fapt, și la una de aia de m-a întrebat, era aia, de fapt, adică cum mă simt eu, pe bune. M-am simțit aiurea. Ok, am trecut și peste asta, am zis, băi, o rătăcire, da, nu m-am purtat eu bine, am fost o idiotă, am vorbit prea mult cu instructor de fitness, am făcut prea mult cu nu știu ce, poate au venit doi și mi-au dat buchete de flori, deși nu le-am cerut eu. Ok, nu-i bine ce am făcut, o să fiu ca lumea, începem relația de la zero, construim iară. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, adică, nu știu. Eu nu pot să spun decât că eu doresc ca Ilie să fie foarte fericit. Ciorba de încălzită nu e bun. Îmi doresc ca Ilie să fie foarte fericit. Nu mai se pune problema să o scalpeze pe aia sau prostile ce am zis eu. Să-l facă fericit, eu asta îmi doresc. Că dacă nu l-am făcut fericit, chiar o scalpez. Adică măcar să-l facă fericit ea. Asta îmi doresc, înțelegi? Adică măcar să-l facă aia fericit dacă n-am putut eu. Ai înțeles? Cam așa se pune problema. Dar exact să nici nu-l lași o familie să fie fericită și să nici nu-l faci fericit și mai rău. Adică, pe bune, numai să-ți bagi joc sau să-ți urmărești interesele meschine, să-ți plătești o chirie la casă sau o pereche de bluși, de, nu vreau să zic firma, de la mine, din magazin. Pe bune. Da. Ai înțeles? Măi, sunt 100 de milioane de fete. Înțeleg și că acum ești într-o stare de șoc în care sar de la una la alta. Nu mi-a convenit deloc. Nu cred că îți dorești să-l facă aia fericită, tu îți dorești să fii tu fericită alături de el. Nu, eu doresc să fiu fericită eu, nu alături de el, dar nici să mă chinui. Da, corect. Și pentru asta trebuie... Fiindu-mi frică să mă duc în oraș, înțelegi ce spun? Dacă aș fi nu știu cine, da? Pe cuvântul meu, mai apar și eu pe la pe unde mai apar, chiar nu-mi convine să-mi fie frică și nici frustrările alea să zici, mamă, da. Asta oare și asta a fost cu el, voi ce trebuie, să zic, să nu știu ce. Dar din înțelegi? Păcate nu cred că se poate. Voi trebuie să vă recâștigați încrederea. Nu e vorba dar de mi se pare că da. Nu se... Ba da, păi, dacă el promite un lucru să se țină de el și el tu să ai încredere în ce îți promite și înveți. Și mă trezesc că trebuie să mă duc să-i găsesc împreună cum e. E frumos, nu? Asta spun. Trebuie să vă recâștigați încrederea și să vă țineți de promisiuni. Mai mult el sau și tu, habar n-am. Nu e ok. Eu cred că el va trebui să înceapă o relație nouă cu cine vrea el, că dacă nu îl interesa de femeia aia, nu era... Deci, fiindu-i bine cu mine... Brigitte, sincer, nu o cunosc pe fata aia, nu știu cum arată. Păi nu poate contează, mai frumoasă, 72 la 24. Tu chiar, da, tu chiar crezi că ea își dorește o relație serioasă? Bineînțeles că nu. Își dorește doar afirmare, cu siguranță, dar el merită să fie fericit, indiferent de faptul că își dorește ce își dorește ea, să-l facă măcar fericit dacă totuși s-a întors la ea, adică dacă totuși astăzi a fost cu ea, după ce noi ne-am împăcat. Adică măcar să dea Dumnezeu să fie fericit, pentru că și-a distrus fericirea cu mine. Și prin gestul care l-a făcut acum și prin reacția pe care a avut-o, uite, la acel eveniment unde a răspuns și a răspuns. Deci a răspuns așa. Eu sunt astăzi aici și mi-asum. Și spun, da, mă împăcasem cu el. Da, nu mai eram în divorț. Da, sunt o femeie măritată, am ieșit cu el. Acum eu vin de la un restaurant unde am mâncat cu el. Deci eu aici am venit de la un restaurant unde am mâncat cu el. După acel... După incident, da. Ai înțeles? Tu vezi ce... Ce salturi mortale face. Nu sunt salturi mortale. Asta. Păi cum, eu l-am iubit, te cer și ai omule, l-am iubit pe Ilie mai mult ca pe aerul meu. Te înțeleg, tocmai. Dar eu pe omul ăsta l-am iubit ca pe aerul meu, înțelegi? Asta e adevărul. Aia mă dure cel mai mult, pentru că l-am iubit, de aia m-a rănit. Dacă nu îl iubeam, nu mă rănea. Treceam, dar l-am iubit. Eu chiar l-am iubit, deși toată lumea a zis 31 de ani diferență, eu n-am văzut asta. Eu l-am văzut pe el ca suflet, ca om. A fost totul pentru mine. Eu l-am iubit. Înțeleg? De-aia e dezamăgirea mare când ai și așteptări multe. Chiar atunci e dezamăgirea mare.
că și câte dezamăgiri trebuie să mai treci ca să-ți dai seama că... Câte dezamăgiri și așa, schimba. Scuză-mă, ok. Poate, nu? Scuză-mă, vreau să plec. Cum plec eu în relație? Că sunt măritată. Uite, divorțul s-a ridicat. Nu mai. Astea niște probleme administrative care se rezolvă. Cum niște? Pe un an țin, am vrut... Păi... Am mers împreună la notar pe 14 noiembrie. Brigitte, pe... Într-un an dădeai pașapul, dădeai buletinul pierdut, îți făceai altul în 3 zile, te duceai și băgai divorț. Nu e legătură are, că n-are, era vorba de citație. Te-ai agățat și tu de treaba cine asta? A știut că dacă ai buletinul acolo, adică... îți vine citația acolo, na. A, mă rog, dar îți dădeai seama că pe portal n-a apărut, că au trecut săptămânile, nu mai apare, de păi realizai că s-a întâmplat ceva. O lună am așteptat. Într-un an, pe asta zic, o lună dintr-un an, dar într-un an rezolvai. Păi nu, că e pe 7 februarie prima dată că am băgat divorțul la tribunal. Cât? Și n-am făcut-o, dar să știi că n-am făcut-o din cauza unei femei, ci am făcut-o pentru niște divergențe care s-au întâmplat la Timișoara. Nu mai are rost să intru în amănunte, știi? Nu mai are rost, că mi se pare că astea sunt cele mai grave, adică de alea de la Timișoara acum, adică, n-ar putea fi mai grave decât... Eu nici n-am știut până acum 2 săptămâni de toată situația asta și cu femei și cu aia. N-am știut nimic.